14 ani. A venit la mine după niște eșecuri pe care le-a avut la niște cluburi. Era un sportiv care promitea, era în formare, dar era într-o decădere mare de tot datorită cluburilor la care a fost. A venit și am văzut în el un potențial sportiv de performanță și așa a început totul. Acum, după atâția ani de zile, când stau și mă uit în urmă, îmi dau seama la ce a fost. Era un copil care nu era cioplit din toate punctele de vedere, dar s-a mulat foarte bine după mine, după caracterul meu și a învățat foarte multe de la mine și sunt foarte mândru cu el. Când a venit, cum să zic, sfârșitul, parcă îmi pare rău după clipele frumoase pe care le-am trăit împreună atâția ani de zile. Vă dați seama că 14 ani de zile e totuși o perioadă foarte lungă și am avut momente foarte, foarte frumoase și sunt foarte, foarte mândru de el. A ajuns un om de societate din toate punctele de vedere, caracter, tot. Dacă cineva îl cunoștea cu 14 ani, nici eu nu mi-am închipuit că va ajunge, nu ca sportiv, dar acum când mă uit la el, sunt foarte mândru. Caracterul lui, totul a copiat de la mine. Am luptat peste tot, în Azerbaijan, China, Belgia, Olanda, peste tot, Italia, țările din Europa mai ales. Și a făcut niște meciuri foarte bune. Un luptător foarte muncitor, foarte asta. El nu a fost un talent, nu a fost talentat, dar a muncit mult, enorm de mult. Salutare și bună dimineața! E aproape 7 dimineața. La ora 8 avem cântarul tehnic în care trebuie să avem kilogramele aferente. Mai am de dat aproximativ 2-3 kilograme jos. Sper ca în 40-45 de minute să reușesc să slăvesc. Acum sunt pregătit, urc în sală, antrenorul meu mi-a deschis sala pentru a putea face categoria. Hai să treci în pumii. Mai un pic. Bine să plângem. Mi-a intrat și ochii în cap. Sunt gata. Oameni buni! Asta e cea mai nasolă parte a unei lupte. Categoria, lupta cu kilogramele, asta e cea mai nasolă și mai grea parte. Dacă aici nu renunți, în ring, e o jucărie, e flori la ureche. Am reușit să dăm 3 kilograme jumate în 45 de minute, 50 aproximativ. Mergem acum, facem cântarul și după aceea ne hidratăm înapoi, să recăpătăm energie, iar mâine la război. Când am fost cu el în China, am avut vreo 5 lupte în Shenzhen și ne-am pregătit bine, ne-am mers, trebuia să un luptător foarte bun chinez, care chinezii la categoriile 67-70 de kilograme au o masă de selecție foarte mare. Și mi-amintesc despre el ce mi-a zis, zice, înainte de meci. Zice, maestre, noi ne-am pregătit, dacă o fi să pierdem asta, e, știți cum e, nu știu ce. M-am uitat la el și am zis, măi,
noi am venit să câștigăm. Zic că trebuie să-l bați și îl bați. Și el era așa între baia și aia. Și într-adevăr că chiar a câștigat. A avut vreo 4 meciuri după aia, toate câștigate înainte de limită. Unul după altul. Meciuri frumoase, sală. Mi-amintesc că am avut într-o sală 18.000 de spectatori, care lucru mare nici la noi la fotbal nu prea vin atâția. A câștigat centura europeană, iarăși ne-am dus la în Zurich, în Elveția. Ne-au sunat cu câteva zile înainte că să mergem, să lupte, să nu știu ce. De, când l-au văzut, nu dădeau 2 bani pe el. Ăla era, mi-amintesc, sportivul care era un albanez, era de 24, avea 24 de meciuri, nicio înfrângere. În vestiar povestea cineva după aia că zice, pe ăsta nici nu mă încălzesc, îl bat repede de tot. Și a dat Daniel meu un cheo, i-am spus înainte de meci, băi băiatule, aici numai înainte de limită câștigăm, că n-aveai cum să câștigi la ăia acolo. Acum a venit clipa care un pic de amar am și eu în gură datorită, că se retrage, dar nu e atât. Mă bucur că totuși e lângă mine și e ca copilul meu, e ceva aparte. Știți cum e în viață, dacă ai pierdut banii, n-ai pierdut nimic. Dacă ai pierdut sănătatea, ai pierdut ceva, dar dacă ai pierdut caracterul, să știi că nu mai ai nimic. Dani, până aici a fost. În continuare, rămânem împreună. Daniel Corbeanu! Daniel Corbeanu! Care ne-a făcut onoarea de a susține ultimul fight al carierei sale la Dynamite Fighting Show și acasă, la Timișoara! Și pentru Daniel, la fel, 72,8 kg! Și acum face-off-ul meciului, probabil foarte, foarte așteptat de întreaga Timișoară! Erkan Barol versus Daniel Corbeanu! Era în 2016. Tocmai lansasem la Super Combat conceptul New Heroes. Până atunci Super Combat era o promoție care se baza foarte mult pe categoria grea. Și este evident că Daniel, fiind la 65 de kilograme atunci, era aproape spre imposibil să prindă un loc într-o promoție de acest nivel. Dar odată cu acel concept New Heroes, prin care noi căutam tot timpul noi eroi, l-am descoperit pe Dani. Știam deja de câteva performanțe ale lui pe care le obținuse în străinătate și am discutat cu antrenorul, cu Mickey Ville, cu Alex, care era atunci cu el, și am oferit o șansă, țin minte și acum, cred că 7 mai la Romexpo, 7 mai 2016, a avut un meci cu un albanez care era stabilit în Elveția, a reușit un knockout de senzație, chiar a fost impresionant pentru noi să-l vedem în acțiune pe Dani, care avea un box senzațional și ăsta cred că a fost și avantajul lui boxul, pentru că el fiind mic de înălțime, chiar și pentru categoria 65 de kilograme, el compensa prin brațe, pentru că în momentul în care se apropia știa să le folosească foarte bine și atunci așa și-a câștigat și reputația de un puncher, să zic așa, un sportiv care caută tot timpul knockout. Și asta m-a impresionat, determinarea cu care a intrat în ring. Pe de altă parte, mi-a plăcut seriozitatea lui, pentru că de multe ori, în orice domeniu, cred că este vizual valabil, faptul că discuți ceva, după care tot timpul trebuie să vii cu reminder, știți, ca în film, kind reminder, permanență,
trebuie să vii tot timpul cu un reminder, da? S-a făcut aia, s-a făcut cealaltă. În schimb, Dan era un tip care în permanență știa ce are de făcut, nu trebuia să stai foarte mult de vorbă cu el, înțelegea din prima și cumva ușor, ușor s-a legat și o relație de prietenie, o relație în care ne-am câștigat unul altuia respectul. Dragilor, uite acum încep să vină celelalte emoții, nu alea cu... alea constructive, nu alea destructive. Acum încep să mă încarc și să-mi dau seama că nu mai lăsăm Caterinca deoparte, lăsăm glumele deoparte, că urmează ceva serios. În scurt timp, intrăm în ring, de data asta e pentru ultima dată și sperăm cu toții să fie într-un ceas bun. Împreună cu Cătălin Moroșanu am fondat Dynamite Fighting Show, o promoție 100% românească, iar Daniel, cred că din prima clipă, în momentul în care am făcut organizația asta, am considerat că merită să fie aici și chiar mi-aduc aminte că a făcut câteva meciuri senzaționale. Primul lui meci a fost la Craiova, în fața 5.000 de spectatori a câștigat, după care a luptat la Iași împotriva elevului lui Remi Boniaschi, la Arad împotriva unui sportiv care se antrena la Baiș Gym, deci cu sportiv cu renume, și de fiecare dată a ridicat publicul în picioare, a oferit acel spectacol pe care absolut toată lumea și-l dorește. Și cred că acum faptul că se retrage acasă la Timișoara este, cred că, un lucru pe care și l-a dorit foarte mult și trebuie să recunosc faptul că l-am convins și pe Cătălin să facem această gală la Timișoara datorită lui Dani. Faptul că atât de mulți oameni vin să-l vadă ultimului meci înseamnă că nu doar pe mine m-a impresionat și nu e o chestie subiectivă, ci sunt foarte mulți oameni, nu doar din Timișoara, care vor să-l vadă în acțiune în acest ultim meci împotriva lui Erkan Varol, un Erkan Varol care are o experiență senzațională, a luptat împotriva tuturor marilor campioni de la K1 Max. În ultimii ani în care am lucrat cu Dani și ori din punct de vedere management, ori ca organizator și sportiv, Dani a dovedit că este un exemplu și cred că în continuare va reuși să ofer exemple noilor generații și sper ca acest meci să nu fie ultimul pentru el într-o gală, ci să continue să ducă brandul Daniel Cordeanu mai departe ca antrenor, ca manager, ca organizator aici în Timișoara, pentru că e un sportiv care a oferit seriozitate, un sportiv care a fost constant în ceea ce a făcut și un sportiv care și-a dorit să-și depășească statusul. Salutare, dragilor! Iacă a venit momentul pentru ultima mea apariție ca kickboxer profesionist, ultima mea apariție în ring, ca luptător. Pe umerii mei sunt niște emoții colosale, având în vedere că retragerea, meciul de retragere l-am acasă, aici, la Timișoara, în fața propriilor suporteri, prietenilor, oamenilor dragi, oamenilor care mi-au fost alături de la primii pași în sportul de performanță, bărbați, nu mai pot să zic copii, cu care eu am copilărit. Sunt toți acolo, vor fi toți acolo în sală și nu știu ce să zic. Dacă am emoții, cred că e puțin spus, sentimente pe care nu le-am avut niciodată în viață. După 14 ani de zile în care am avut urcușuri, coborâșuri, momente dificile, momente plăcute, bucurii, tristeți. E o parte bună din viața mea adunată la un loc și acum vine momentul să pun mânușile în cui. Dar înainte de asta trebuie să facem o treabă serioasă
în 12 martie, să facem o duminică în familie, cum se zice. Fiecare dintre voi faceți parte din viața mea și datorită vouă, a tuturor, am ajuns în momentul ăsta, aici, în, pot să zic, prag de sărbătoare. Nu pot să plec decât cu o inimă împăcată că am făcut tot ce am putut în acești 14 ani. E o onoare pentru mine, o plăcere și, deși eu sunt un om micuț, am 1,70 m, așa zicem noi, aproape 1,70 m, dar în mine acum este o inimă de 2 metri și îmi vine așa să mă despic tot și să scot inima și să vă împar la fiecare câte o bucată din ea. Vă mulțumesc că sunteți toți aici alături de mine și e unul din cele mai frumoase momente din viața mea și cu siguranță cel mai frumos moment din cariera mea de sportiv profesionist. Finalul meu de carieră este de fapt începutul unei alte ere de antrenorat și aducerea altor sportivi tineri la cel mai înalt nivel. Încercăm să ajutăm și să, prin experiența acumulată, să împărtășim celor care vin după mine și să le dăm o mână de ajutor să ajung acolo unde își doresc. Avem acum pe rol doi grei, doi copilași la peste 100 și ceva de kilograme, care încercăm să-i creștem, să-i ducem cât mai sus, să vedem dacă și reușesc. Au toată susținerea și o să... Ei doi sunt pariul nostru pentru categoria grea în următorii ani. Așa că țineți aproape. Daniel a venit în 2016 la noi cu cutia 4, scrisă jumătate cu fix, jumătate printată, în coală pentru următoarea gală în care era prezentat și dacă era să semnăm acest parteneriat pe baza acelei cutii, e clar că nu o făceam, dar m-am văzut în ochii lui și dorința lui arzătoare de a face performanță. Venea pe o accidentare foarte îndată în China. Și ăsta e motivul pentru care noi am încercat să colaborăm și să fim alături de el. Să meargă mai departe și să... Mi-aș dori să profeseze ca și antrenor. E tot ce îmi doresc și noi îl vom susține în continuare. Adică colaborarea nu se termină acum, anul 2023 se încheie în decembrie, așa că vorbim în linia nouă. Și merita încercarea, pentru că nu știu cum sunteți voi sau cum ești tu, dar când vezi flăcării la cineva în ochi, că își dorește oricât, 100 de euro, 10 euro, dar dorește să lupte cu numele tău pe spatele lui, e spui da. E spui da și te înclin. Atât doar.
Bucur în ultimul său meci din carieră prin knockout în repriza a doua, Daniel Corbeanu! Dragilor, mi-ați făcut una din cele mai frumoase zile din viața mea și cu siguranță cea mai frumoasă zi din cariera mea. Voi ați fost aici, unii ați fugit de aeroport, ajungeți și toți ați făcut duminica în familie cu mine. Vă mulțumesc din inimă. Voi ne intersectăm azi, mâine, cu mulți dintre voi lucrez, cu foarte mulți dintre voi interacționăm, nevastă, nu mai zic, știi, tu te iubesc, prietenii mei care mă susțin tot timpul. Ce-au făcut tricouri pentru tine, impresionat și din partea lor, să știi. Da, am o susținere foarte mare, nu știu, nu mai am cuvinte. Ce s-a întâmplat acum nu e un vis, e ceva depășit. N-are rost să vă mai mulțumesc. Important e să transferi toată știința asta acumulată către generațiile următoare. Pentru că de mâine ești la antrenamente, nu? Da, cu siguranță. Mesaj pentru maestrul meu, Michi. Să știi că te iubesc. Ești omul care mi-a dat șansa să muncesc, să ajung unde sunt acum în seara asta aici. Sper să pot să-ți repetesc ce m-ai oferit atunci când nimeni nu credea în mine, nici măcar eu. Fornetti, Thor, toți, nu are rost să mă mai număr, că vă știți, care m-ați fost alături de la bun început, atunci când aveam nevoie, vă mulțumesc din inimă și am inima imensă în mine, înghesuită. O scot și vă împar la fiecare. Încă un val mare de susținere pentru Daniel. Haideți să auzim Timișoara! Și bineînțeles, orului campion, îi stăpâne cu centura! Doamne, ce nebunie noaptea asta! A rămas fără cuvinte. Un public de nota 2000, oameni dragi, familie, oameni cu care mă intersectez, oameni cu care muncesc, au fost aici alături de mine, au venit, m-au susținut, mi-au dat putere. Puteam să trec ca un tank peste adversar. Atunci când muncești, trudești, tragi tare și vezi că cineva îți apreciază munca, e mai mult decât plăcut. Și când îți apreciază atâta lume munca, e poate adevărat un sentiment de neuitat. A fost o seară de vis, o seară minunată, o seară pe care nu o voi uita toată viața mea. A fost una din cele mai frumoase zile din viața mea și cu siguranță cea mai frumoasă zi din cariera mea. Îmi mulțumesc din suflet tuturor că ați fost alături de mine